Episcopul Miron Cristea a fost, fără dubii, unul dintre cei mai însemnați lideri ai românilor. Începând cu data de 8 noiembrie 1918, în calitate de episcop de Caransebeș, a hotărât să nu mai fie pomenit în bisericile din eparhia sa numele împăratului. Preoții, urmând a se ruga pentru mărita noastră ocârmuire națională și pentru marele sfat al națiunii române. Pe numele de Mirean Elie Cristea, s-a născut la 18 iulie 1868 la Toplița, în Harghita. Nu provenea dintr-o familie cu blazon. Părinții săi, George și domnița Cristea, fiind țărani simpli, dar înstăriți. A fost botezat două zile mai târziu, de sfântul proroc Ilie, naș fiindu-i un cioban din Săliștea Sibiului, care i-a urat să crească mare, să fie sănătos și popă să se facă. A urmat un traseu școlar obișnuit, gimnaziul Săsesc din Bistrița și gimnaziul Grăniceresc din Năsăud. În anul 1887 a fost admis la Institutul Teologic din Sibiu, pe care l-a absolvit în anul 1890. Timp de un an a fost învățător și director la Școala Confesională Românească din Orăștie. Simțea că poate mai mult. La 16 iulie 1891, a trimis o cerere consistoriului arhidiecezan din Sibiu, în care solicita o bursă la Universitatea din Cernăuți. Cererea a fost acceptată însă pentru cea din Budapesta. A urmat cursurile Facultății de Litere și Filozofie a Universității din Budapesta, în anul 1895 obținând doctoratul cu o teză despre viața și opera lui Eminescu, prima lucrare de acest fel consacrată poetului național al românilor. Resimțind pe propria piele tratamentul discriminator, a publicat o serie de articole virulente la adresa șovinismului maghiar, apărând drepturile românilor într-un imperiu în care austriecii au împărțit puterea cu ungurii. A avut o atitudine fermă și în cadrul societății studențești Petru Maior din Budapesta. Va fi angajat ca secretar la Arhiepiscopia Sibiului și redactor la Telegraful Român. Urarea de la botez a revenit într-un mod cu adevărat miraculos în viața sa. În ziua de 30 ianuarie 1900 a fost hirotonit diacon, iar la 8 septembrie 1901 a devenit arhidiacon. Treptele ierarhice erau urcate rapid. În anul 1902 a fost numit asesor la Arhiepiscopia Sibiului, în același an fiind călugărit la mănăstirea Hodoș Bodrog sub numele de Miron. În 13 aprilie 1903, deci foarte repede, a ajuns ieromonah, în anul 1905 fiind ales președinte al despărțământului Sibiu al Astrei, ca la 1 iunie 1908 să fie ridicat la rangul de protosinghel. În același ritm, la 3 decembrie 1909, a fost ales episcop al Caransebeșului, fiind înscăunat la 8 mai 1910. Spre deosebire de atitudinea dură din anii petrecuți la Budapesta, acum nu mai era student, ci episcop, deci o voce de care trebuia să se țină seama. Din această poziție privilegiată, Miron Cristea a susținut puternic învățământul confesional românesc din Banat, organizat de Biserica Ortodoxă, opunându-se cu argumente imbatabile, dar și de bun simț, încercărilor guvernului de la Budapesta de a le desfința. A fost foarte activ în presă, publicând numeroase articole prin care critica politica școlară a ministrului Aponi și măsurile de desnaționalizare adoptate mai ales în 1907. A fost o perioadă cu o activitate publicistică intensă, semnând articole virulente în Tribuna, Gazeta Transilvaniei, Românul, Revista Orăștiei, Foaia Poporului Român, ce apărea la Budapesta, Libertatea, Lupta, Luceafărul, Universul și altele. Împreună cu mai tânărul, dar la fel de aprig, Octavian Goga,
a fondat în anul 1910 publicația Țara Noastră, o tribună a naționalismului sănătos, care a dezvăluit toate capetele ascunse ale hidrei antiromâne. După falsele oscilații din anii războiului, când balanța înclinată de partea puterilor centrale putea periclita viitorul național al românilor din Imperiul Habsburgic, din momentul înfrângerii sigure a austriecilor și ungurilor, a redevenit tribunul de temut. Rolul său în înfăptuirea Marii Unieri din anul 1918 fiind cu totul remarcabil. În calitate de episcop, dar și de român, a participat la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918. Se afla în fruntea delegației românilor bănățeni, dinaintea cărora a înălțat o rugăciune care a stors lacrimi de bucurie din ochii tuturor celor de față, cum afirmau martorii în presa vremii. După adoptarea de către cei 1228 de delegați a rezoluției privind unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu România, episcopul Miron Cristea s-a deplasat pe câmpul lui Horea, unde se aflau peste 100.000 de români, în fața cărora a ținut o înflăcărată cuvântare. S-a adresat Măritei Națiuni Române și a afirmat: "Idealul fiecărui popor ce locuiește pe un teritoriu compact trebuie să fie unitatea sa națională și politică. Am fi niște ignoranți, vrednici de disprețul și râsul lumii, dacă în situația de azi am avea alte dorințe. Numai din unirea tuturor românilor de pretutindeni vom putea răzbi. Oricât de tare ar fi zidul Carpaților, care până acum ne-a despărțit de frații noștri, ceasul deschiderii a sosit. Nu putem și n-avem lipsa să retezăm Carpații, căci ei sunt și trebuie să rămână și în viitor inima românismului." Mesajul unionist a pătruns până în adâncul inimilor celor 100.000 de români, care au priceput atunci și sensul real și măreț al unui cuvânt nou. Câteva zile mai târziu, alături de episcopul unit de Gherla, Iuliu Hosu, a fost membru al delegației românilor transilvaneni, care în 14 decembrie 1918 a prezentat actul unirii la București spre a fi înmânat regelui Ferdinand. Atunci, cu ocazia primirii în Gara de Nord a delegației românilor transilvaneni, episcopul Miron Cristea a rostit o cuvântare impresionantă: "Când am fost ultima dată aici, niciunul dintre noi, nici măcar în vis, n-a îndrăznit a visa că venirea noastră viitoare în capitala românismului va avea misiunea epocală de a închina întreg pământul nostru strămoșesc, Ardealul, Banatul, Crișana și Maramureșul, patriei mame, adică scumpei României." Am mai ținut și o cuvântare în fața unei mulțimi de bucureșteni adunați la statuia lui Mihai Viteazul. În fața acestui simbol național, a prezentat hotărârea adoptată la Alba Iulia la 1 decembrie 1918. "Unirea pe vecia întregului nostru pământ strămoșesc cu patria mamă, cu scumpa noastră România." În martie 1919, episcopul Miron Cristea a organizat la Sinaia primul congres al preoților ortodoxi din Transilvania, în care a susținut necesitatea organizării unitare a Bisericii Ortodoxe Române din Regatul României pe principiul autonomiei față de stat și cu respectarea prevederilor constituționale. Miron Cristea a fost o voce ascultată și prețuită, dovadă fiind cele două alegeri ca membru de onoare al Academiei Române și la 18 decembrie 1919 ca mitropolit primat al României întregite. Sub conducerea sa s-a realizat unificarea bisericească din statul român unitar. Din inițiativa sa au fost puse bazele organizării Bisericii Române ca Patriarhie în lumina celor discutate la Congresul de la Sinaia. În anul 1921 a reapărut, sub conducerea sa, revista Biserica Ortodoxă Română, iar în 1922 a înființat seminarul teologic Miron Patriarhul din Câmpul Lung pentru orfanii de război. La 4 februarie 1925, Miron Cristea va deveni primul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, fiind instalat în noua demnitate la 1 noiembrie 1925. În calitate de patriarh, a înființat Academia de Muzică Religioasă din București, s-a îngrijit de traducerea și tipărirea Bibliei în anul 1936
în traducerea preoților profesori Gala Galaction, Vasile Radu și a mitropolitului Nicodim. A sprijinit tipărirea de cărți teologice la editura Institutului Biblic și tot în mandatul său s-a ridicat actualul Palat Patriarhal. A fost repictată Catedrala Patriarhală de către Dimitrie Belizarie. Patriarhul Miron Cristea a susținut o serie de tineri teologi pentru a merge la studii peste hotare și a ctitorit schitul de lemn și apoi Biserica Ortodoxă din Toplița. A organizat numeroase întâlniri ecumenice în România, cum sunt Conferința Regională a Alianței Mondiale pentru Înfrățirea Popoarelor prin Biserică, desfășurată la București în anul 1933, sau Conferința Româno-Anglicană de la București din anul 1935. S-a implicat în viața politică, devenind regent după moartea lui Ferdinand la 20 iulie 1927. Regența nu avea autoritatea necesară, fapt recunoscut și de Miron Cristea, care i-a mărturisit lui Nicolae Iorga. Regența nu merge pentru că nu are cap. Prințul Nicolae își fumează țigările, Sărățeanu cercetează cărțile, eu, un preot, nu pot decât să încerc a împăca. Aceasta era situația când prințul Carol a sosit inopinat la București, în două zile reușind să-și atragă de partea sa majoritatea liderilor politici. Detronându-și fiul în ziua de 8 iunie 1930, a urcat pe tronul României. Anii ce au urmat s-au caracterizat prin adâncirea disputelor politice și creșterea influenței mișcării legionare. Pe acest fond, Carol al II-lea a recurs la lovitura de stat din 10 februarie 1938, instaurând regimul de autoritate monarhică. Patriarhul Miron Cristea a răspuns chemării regelui, acceptând să îndeplinească funcția de președinte al Consiliului de Miniștri. Noul regim a fost instituționalizat prin Constituția din 27 februarie 1938, iar prin decret regal au fost dizolvate partidele politice la 30 martie 1938. Prezența sa în această funcție a fost mai mult simbolică. A decedat în Franța pe 6 martie 1939, la vârsta de 71 de ani. Marele patriot și apostol al românismului a fost înmormântat la Catedrala Patriarhiei din București. Thank you.